Primăria Slatina pregătește o nouă ediție a Galei Laureaților, eveniment devenit deja tradiție, care anul acesta marchează 654 de ani de la prima atestare documentară a orașului. Gala Laureaților va avea loc în perioada 20-24 ianuarie, când vor fi premiați toți elevii care au obținut performanțe în anul școlar 2020-2021. Potrivit proiectului de hotărâre, municipalitatea a alocat suma de 540.000 de lei pentru cea de-a șasea ediție a Galei Laureaților. Anul acesta vor fi premiați 1165 de elevi, profesori, sportivi, antrenori, dar și cuplurile care aniversează nunta de aur. Anul acesta, olimpiadele școlare nu s-au ținut, lucru ce a dus la suspendarea acordării bursei Eugen Ionescu și George Poboran. Vor fi acordate însă 7 premii speciale. Irina Ciobanu va fi răsplătită pentru performanța sa de la Olimpiada Tokyo cu un premiu în valoare de 3.000 de lei. De altfel, cu premii cuprinse între 150 și 250 de lei, vor fi răsplătiți și sportivii cu medalii la campionatele naționale. Premii în valoare de 1.045 de lei per familie vor primi și cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie în anul 2021. Laureații de anul acesta își vor ridica premiile în bani de la Direcția Economică, iar diplomele vor fi ridicate de la secretariatele școlilor sau cluburilor sportive.